Salutare tuturor și bine am venit la un episod din Earn to Die 2. Hai să ne continuăm noi aventura în această lume nebună, plină de zombalăi. Pun și un boost aici, oho, loc de reactorul nuclear. Partea a doua din mapa numărul 9, care e pe picior înalt, să zic așa. Uite cât de mari sunt zombii aici, cutiile și tot. Și camionul ăsta. Awesome, nu știu ce naiba a explodat deasupra mea și cum. Ce Dumnezeu am făcut, dar... Crate-ul de bănuț. Dă-l în coșe. Am căzut. Ia-l și pe ăla. Ce frumos e să-i tai pe ăștia care vor să cadă pe tine. Le dai așa reject. Fuh-ho-ho. Frumos. Awesome. Nu știu ce e atât de awesome. Și cum explodează butoaiele alea pe deasupra, bă. Mă, ajungem la jumatea hărții. Mamă, cum arată. Scoate foc, ești nebun. Bă, și-am pus doar un bus și m-a dus destul de mult. Trecută jumatea hărții puțin. Punem rezervorul aici. Facem din ce în ce mai mare. Cum ar trebui să fie mare, frate, uita mai camionul. Camioanele au rezervor mare. Intră o grămadă de litri în ele. Pă bune. Iar bubuie chestii. Da, e fain să aud bubuiturile alea în fundal. Dacă mi-ar urca și mie ăsta, ar trebui să pun aia de sparge mai ușor obiectele. Și niște roz mai mari, cred că ar fi cazul, dar momentan hai să nu ne îngrijorăm prea mult în legătură cu roțile și chestii. Să ne îngrijorăm de combustibil și alte nebunii. Ia uite-mă. Ce-i tai pe nebuni? Nu știu unde e crate-ul ăla. Aoleu, iar a bubuit ceva nebun. Acolo e, mă. Cum ar trebui eu să ajung la ăla pe sus? Nu știu cum, dar am mers mai puțin acum decât data trecută. Ține și am luat-o pe altă parte. În fine. Am mers un pic mai mult. O țâră. Mai avem un pic și... Deci o singură dată mai... Avem de cumpărat upgrade-ul la rezervor și e maxim. Prefer să-l maximizez mereu, să știu că măcar rezervorul e la maxim. Deci după aia ne ocupăm ușor-ușor de celelalte lucruri. Motorul ar mai fi o chestie... Na. Momentan eu văd că pe aici am nevoie de chestia de spart crate-urile. Prea multe cutii și prea greu să le spargi fără. Armură nu-mi trebuie încă. Cred că măcar stage-ul ăsta-l fac fără armură. Nu cred că e vreo problemă. Da, uite, merific. Explodează nebunii de pe lângă mine. Aici pe sus nu știu dacă e cea mai bună alternativă să o luăm, dar... posibil să funcționeze. Mamă! Cutiile astea tot nu s-au spart și e greu să le spargi cu boost-ul. Hai, tai pe fraieri ăștia. Ce căderea aia în gol acolo. Mamă, încă 4 milioane. Hai să facem o cursă la mișto, așa, dăm rapid cu boost-ul. Opa. Mergem la buleală. Facem banii ăia. Cred că aici pot să mă opresc, sincer. Încerc. Dacă nu mai facem o dată la buleală. Mi-a dat, mă, mi-a dat cum să nu-mi dea. Prea mulți bani mi-a dat chiar. Ăla e. Măcar rezervorul să-l fac la maxim. Și de restul ne ocupăm pe parcurs. Da, numai cu rezervorul nu poți să ajungi la destinație, dar... Bă, ne ocupăm ușurel, ușurel.
facem jocul ăsta buboc. Ia uite pe fraierul ăsta. Da, îmi trebuie neapărat abilitatea aia să spar cutiile mai rapid. Prin zombi oricum trec destul de repede, dar n-ar strica, uite, adică le sparg foarte, foarte greu. Asta mă trage mult înapoi. Niște roți mai mari n-ar strica în același timp. Dar oricum cred că trebuie să iau aia neapărat cu roțile. Dar până atunci mergem și așa, e ok, văd. Trage camionul. Și nu trage să moară. Uite, ajungem de unde am, pe unde am rămas data trecută, dar mai am niște boost. Și apărăm pe aici, uite o cutie de aia nebună. Oh, shit. Shit, son. Aici s-a terminat șmecheria. Motorul. Pot să-l iau și pot să iau și ăsta. E la perfecție. E la perfecție. Exact ce-mi doream de ziua mea. Ce-am dat în aia. Ar trebui să reușim să ajungem, dar uite, cu toate că am umplut rezervorul, el nu e niciodată la maxim, e mai sus de jumate, dar nu e niciodată plin. La fel, dacă nu mă înșel, am văzut că ești cu boost-ul. Nu-i problemă neapărat, zombiul ăla n-a apucat să mai cadă pe mașina mea. Nu-i asta problemă neapărat, dar o să ajungem rapid. Cred că ăștia destinația următoare. Nu cred că mai trebuie multe upgrade-uri de făcut. Poate eventual încă unul la motor. Aha, bine că s-a rupt aia. Da, awesome, da. Hai să-i dau un pic de boost aici. Pe urcare. Nu urcă el prea rapid camionașul. Dar urcă bine față de... Na. Alte mașini. Aici trebuie să cădem. Știu că e acolo cutia, dar nu mă mai opresc după ea. Dă un micuț aici de cutie. N-are sens să mai stăm după ea. Momentan trebuie să vedem cum ajungem la benzinărie. Uite aici o cutie. Danke. Na, mi-am distrus iar motorul, clar. E bine. Ce să zic, e tot ce mi-aș fi dorit. Și luăm și viteză puțin. 69.000 de milioane, ha! Cât vine asta, frate? Câteva miliarde? 6,9 miliarde? Nu știu. Oricum nu mai contează, bossule. Banii facem. Păi, te spargi mai repede cutiile, eh? Altă viață, nu mai pierd atât timp cu ele, deși se cam îndoaie mașina. Și poate ar trebui să iau un calcul, o armură pentru ea. Mai întâi, poate pot trec stage-ul ăsta și fără. S-a spart aia. Nu știu dacă e neapărat atât de necesară armura. Aș spera să nu, dar vedem. Totuși, niște roți mai mari. Motorul și viteza ne ajută într-adevăr. Cred că nu e de importantă viteza, dar să știi că își face treaba. Pușca aia mi se pare cel mai inutil lucru din tot jocul, în rest. Cum a sărit mă la pe mașina mea, s-a teleportat nebunul? Da, cred că am nevoie de o armură. Cred că o să am nevoie de o armură cât de curând, pentru că motorul meu nu mai rezista. Pistă, l-aș arunc picioarele ca sări pe camion. E bine. Da. Trebuie armură. Trebuie armură, că văd că nu supraviețuim altfel. Căsufă, n-ai căsufă. Bă, cream că mi s-a rupt deja aia. Na. Nu știu cum mi se sparge atât de repede camionul ăsta, dar... Văd că... N-am altă șansă, dacă nu supraviețuim, trebuie să luăm armură. Cred că atât ar trebui să ajung, adică nu cred că trebuie să iau tot upgrade-ul de armură. Pe bune, adică totuși. Să nu exagerăm, zic.
N-are sens. Mă tărit ca puro aici. Awesome. Bliat. Ia uite ce-am dat aluia. Da, e mai bine acum, nici cum nu mai are mașina. Camionul, mă rog. Ei zic mașină din reflex. Din obișnuință, vă dați seama, uite, abia acum a luat fum. Ceea ce e lejer. Uite, aici cred că mi se făcea mie varză la butoaiele astea multe, că aparent îți dau damage la mașină, credeam că nu-ți dau. Dar îți dau. Hai mă, că ajungem la benzinărie acum. N-avem cum să nu ajungem. Cu bustulica asta. Dă doi în peretele invizibil. Ăla e, mă. Ia uite. Cât mai avem, cât de puțin. Bun, băieți, ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!